Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, Dana Popescu sunt eu. Avem campanie electorală în plină desfășurare, atât pentru alegerile locale, cât și pentru cele europarlamentare. Este momentul când culegem informații despre obiectivele candidaților, acea ofertă electorală cu specific de misiune de îndeplinit. Urmează Arceșul votează, emisiune de promovare electorală, reamintind faptul că injurile sau denigrările contra candidaților nu sunt permise. Doamnelor și domnilor, timpii de antenă aparțin în cele ce urmează Partidul Social-Democrat PSD Argeș, din partea căruia candidează pentru un nou mandat de primar al comunei Corbeni, domnul Nicolae Dinică, prezent în studioul nostru și pe care îl salut chiar acum. Domnule primar, bună dimineața și bine ați revenit. Bună dimineața și vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim pentru disponibilitate, în primul rând, pentru că știm în această perioadă sunteți și primarul în funcție, sunteți și în campanie electorală, automat că sunt o mulțime de activități și acțiuni în desfășurare. Cum se desfășoară până acum? Mai are nevoie, să zicem așa, un primar în funcție de campanie electorală? Totdeauna este nevoie de campanie, dar consider că cea mai bună campanie sunt cei 4 ani de activitate și oamenii acum nu mai sunt așa de ușor de influențat ca altă dată. Ei pot să discernă ce ai făcut, ce n-ai făcut și, bineînțeles, pot să te aprecieze la vot așa cum trebuie. Lucrurile sunt palpabile, cum s-ar spune, nu-i așa? Ce s-a făcut până acum clar reprezintă un motiv în plus sau în minus, de ce nu, pentru un nou mandat. Cum a fost pentru dumneavoastră acest mandat? Sunteți la primul mandat, dacă nu mă înșel. Cu ce gânduri ați pornit atunci la drum și cum vă simțiți acum ușor-ușor spre final de mandat, dar și în campanie electorală? Sigur, toți ne dorim atunci când pornim la acest drum să facem lucruri frumoase. Toți ne dorim să venim cu lucruri noi. Dar întotdeauna ceea ce ne propunem cu ceea ce este acolo în bucătăria administrației diferă. Adică ce vedem din exterior e un lucru, ce este în interior este alt lucru. Eu am încercat să fiu cât mai transparent în tot ceea ce fac. Am încercat să fac lucrurile de cea mai bună calitate, pentru că este foarte important să facem lucruri trainice pentru comunitate, să nu ne mai întoarcem sau cei care vin după noi să nu se mai întoarcă la aceste lucruri și să, eu știu, să aibă probleme, eu știu, comuna pentru ceea ce ai făcut. Așadar, am plecat cu gândul de a dezvolta Corbeniul, am plecat cu gândul de a deveni un reper în zona de nord a Argeșului și, bineînțeles, de a respecta cât se poate de mult și tot ceea ce facem, legislația în vigoare. Și acest lucru mi-a și bucurat, pentru că am trecut Curtea de Conturi, ne-a și oferit un certificat de conformitate pentru cheltuirea banului public. Da. Și asta mă onorează. Sigur, mai țineți minte, cu siguranță, dacă au fost primele sau, știu, principalele probleme pe care le-ați întâmpinat atunci la început de mandat și dacă s-au disipat cât de cât? Au fost multe probleme atunci la început de mandat preluate, încă sunt în curs de a fi rezolvate, unele chiar pe cale juridică, din păcate. Sincer, e un timp foarte scurt, 3 ani de zile, 3 ani și jumătate, să poți rezolva problemele complicate ale unei comunități. La început, vă spuneam, veneam entuziasmați și credeam că totul se face așa cum ne dorim. Din păcate, timpul este, în ghilimele, un dușman. Administrația în sine, prin colaborare cu alte instituții, este mai greoaie. În păcate, sunt instituții care ne blochează, instituțiile statului care ne blochează și... Nevoit, să sperăm, că n-ar fi... Nevoit, pentru că nici dânsii, cum spuneam... Nevoit, pentru că și dânsii au personal puțin, lucrurile sunt foarte, eu știu, antrenante. Da. Și acum, să fim foarte sinceri, în acest mandat s-a lucrat foarte mult în tot județul Argeș și în toată România. Vedem șantiere peste tot, în fiecare comună. Și mă bucur că fac parte dintr-o echipă care a atras cele mai multe fonduri la nivel de județ. Suntem fruntași la obținerea de fonduri europene, guvernamentale și de aceea sunt și atâtea șantiere în județul Argeș și fiecare primărie, cred că
a depus efort să facă ceva pentru comunitate. A profitat de această ocazie. Simt. Adevărat că în ultimii 4-5 ani a fost această oportunitate, s-au atras bani sau au fost bani disponibili, mai bine spus. Cât de atras depinde fiecare comunitate, cât de gospodar a fost primarul, cum s-ar spune, nu-i așa. A trebuit să se profite de banii pe care i-am avut România la dispoziție. Ei bine, apropo de proiecte, domnule primar, chiar v-aș ruga să ne spuneți în continuare care sunt, eu știu, proiectele pe care le-ați bifat în comuna Corbeni până în acest moment, iată, în acești aproape 4 ani de zile, și evident ce alte investiții sunt în curs de finalizare sau în curs de desfășurare. Sigur, cel mai răvnit proiect într-o comunitate sunt execuțiile de asfalt. Toată lumea vrea străzi asfaltate. Și în acest sens noi am asfaltat câteva străzi în Poenar, Satul Nou, Bucșănești, Băltină, ulița Școlii Corbeni, în satul Oiești Ungureni, ulița Bisericii, zona Baltă, în satul Oiești Pământenii, zona Râu, și am început și avem în execuție și alte proiecte, tot pe asfalt. Valea Oiască în execuție, legătura dintre comuna Corbeni și comuna Cicănești în execuție, centrul comunei Corbeni, amenajare, parcări, trotuar, ricole pentru scurgerea apelor în execuție. În mare, ceea ce înseamnă infrastructura, bineînțeles, pietruire drum în satul Tulburea, unul dintre cele mai frumoase sate sub poalele Muntelui Ghițu. Dar mai sunt străzi, pentru că localitatea are 8 sate, este foarte întinsă, satele sunt așa deal și vale, nu este ca la câmpie, drumurile sunt mult mai greu accesibile, dar am încercat să executăm aceste lucruri de infrastructură rutieră acolo unde avem și apă și canalizare. Exact, aici este să vă prima condiție ca să putem executa aceste lucrări, deși sunt unii cetățeni care vor și dânși, dar acolo încă nu avem canalizare pe toate străzile, dar avem în execuție și în licitație lucrări de canalizare. S-a înțeles acest fenomen, domnule primar, vă întreb, pentru că, într-adevăr, asfaltul, vedem foarte bine, este important pentru cetățeni, însă, așa cum este firesc, trebuie să fie utilitățile ca să se poată pune asfaltul, să nu se revină asupra acestui lucru. S-a înțeles, considerați că s-a înțeles acest procedeu cu normă firesc în rândul cetățenilor? O parte au înțeles, o parte încă n-au înțeles, sper să înțeleagă. Dar totdeauna am spus că până nu vom executa lucrurile subterane, nu vom putea veni și cu covorul asfaltic. De exemplu, satele Poenari și Berindești, acolo a trebuit să înlocuim conducta de apă care a fost foarte învechită, peste 4,5 km de conductă de apă. Acum am obținut finanțare pentru canalizare și avem în licitație acest proiect. Așadar, anul acesta vom începe lucrările la canalizare. În paralel vom face și proiectul pentru asfalt și, bineînțeles, sperăm noi să obținem și fondurile necesare pentru ca la finalul lucrurilor de canalizare să venim și cu lucrurile de asfalt. Știți cum e? Totdeauna când îți dorești și faci ceva, acolo unde nu faci, intervine la noi când. Adică și când faci un lucru, este riscant, să zic așa, pentru că tot vor fi reproșuri dintr-o parte, pentru că nu poți să le faci pe toate în același ceva. Timp, da. Pentru toți oamenii. Deși e normal ca fiecare să-și dorească, e normal ca fiecare cetățean să locuiască, eu știu, în condiții decente. Dar cred eu că dacă avem puțină răbdare, dacă avem puțină unitate în a ne susține unii pe alții, vom putea să beneficiem de toate utilitățile. Da. Știm foarte bine că vă aflați într-o zonă în care urșii sunt la vedere, cum s-ar spune. Anul acesta, în perioada aceasta, cum stați cu această situație? Da, până acum nu am avut nicio situație. Au venit la Pitești, să știți. Delicată. În schimb, au apărut zimbrii în zonă. Cetățenii sunt puțin îngrijorați pentru că spun dânsii că le vor strica grădinile. Vom vedea acest lucru. Cert este că e frumos să vezi un zimbru. Da. Este plăcut, dar nu știm ce reacții vor avea atunci când vor intra prin grădinile oamenilor. Nu am avut probleme, avem, știți cum e,
Nu există nimic perfect dacă stăm să fim obiectivi, doar Dumnezeu este perfect și ne dictează perfecțiunea. Noi trebuie să ne străduim și să avem voință să facem lucrurile așa cum trebuie acolo unde suntem. Da. Așadar, iată, domnule primar, ne-ați punctat câteva obiective pe ceea ce înseamnă infrastructură rutieră și utilități. Haideți să abordăm în continuare un alt domeniu. Mergem pe educație. De ce nu? Știm că acolo se află și o tabără foarte interesantă de tradiție. Mergem pe educație, școli, grădinițe și să ne vorbim și despre această tabără. Da, sigur, ne-am propus să investim și în educație, pentru că este normal, avem 600 sau peste 600 de copii în localitate. Avem 3 școli și 2 grădinițe. Am depus pentru finanțare cereri pentru eficientizare energetică la școlile din localitate. Am obținut finanțare și acum avem în licitație dotare școli, unități de învățământ cu mobilie verde și echipamente IT. De asemenea, s-a obținut prin programul Masă Sănătoasă finanțare pentru ca toți copiii din localitate să beneficieze în viitor de o masă sănătoasă. Da. Și acest proiect este în licitație. Am investit la, știu, avem o școală la Oești, Ungurenii, foarte vizibilă și la stradă, împrejmuirea lăsat de dorit la începutul mandatului, acum avem o împrejmuire frumoasă și care se pretează cu frumusețea locului, mai ales că este și o zonă turistică. Și încercăm noi să colaborăm și cu cadrele didactice, să îmbinăm așa cumva solicitările dânșilor cu ceea ce se poate finanța pe unitățile de învățământ. Și în ultimul rând, acum avem în execuție un loc de joacă pentru copii în satul Corbeni, pentru că au nevoie și de recreere. Da. Așadar, spuneți că sunt 3 școli către care se îndreaptă copiii din toate satele. Din toate satele, sigur. Și aici, ca o completare, oferim transportul copiilor, mai ales din zonele unde s-au desfințat școlile. Mă gândesc aici la Tulburea, Belindești, Rotunda, unde aducem copiii la școală cu microbuzele. Și, pentru că mi-am adus aminte, prin Consiliul Județean Argeș, vom primi un microbuz electric la sfârșitul anului, tot pentru a aduce copiii la școală în bune condiții. Da. Într-adevăr, există această zonă, cum ați spus, Tulbura, unde traseul e destul de dificil de ajuns acolo. Câte case, câți oameni, câte gospodării sunt acolo? Sunt în jur de 30 de gospodării. De 30, da. Sunt și oameni minunați, dânși au trăit toată viața așa într-o zonă foarte frumoasă, plăcută nouă, așa, mai ales turiștilor, dar condițiile acolo sunt foarte, este greu foarte de grele. Noi am încercat să menținem drumurile practicabile și cred că am reușit. Încă de la primul mandat, în 2021, am investit în pietruirea drumurilor. În 2022 am, de asemenea, le-am întreținut. Acum, de asemenea, adică nu putem totdeauna, mai ales acolo trec și mașini foarte mari, mașini forestiere, tonaj, pentru că e o zonă cu multă pădure și, bineînțeles, fiind un drum pietruit, cu ploi, cu intemperii, se strică și se rodează repede. Revenim mereu să întrețin. Așadar, 3 școli, ne spuneți, sunt proiecte în desfășurare, de reabilitare, de un loc de joacă și 2 grădinițe, apreținu bine? Și 2 grădinițe, o grădiniță modernă și sperăm noi ca în cel mai scurt timp să obținem și partea inspectoratului ca această grădință să devină cu program prelungit, pentru că este necesitate în localitate. Ne dorim noi să mai construim o grădiniță nouă, dacă avem și fondurile necesare în Corbeni. De asemenea, noi avem și un centru de îngrijire copii. Acest centru l-am găsit cumva, știu, exista clădirea, dar părăsită, l-am pus în funcțiune și după grădiniță copiii merg la acest centru, parte din copii cu nevoi sociale, merg la acest centru, beneficiază de masă caldă, dormit și, bineînțeles, activități educaționale.
Da. Iată cât de important este să se investească în educație, domnule primar, pentru că așa se reușește să se țină aproape și tinerele familii și eventual, nu știu, copiilor să li se fie insuflată dragostea de pământul natal. Pentru că, știu, chiar în mandatul trecut ne povestea cât de important este să țineți tinerii acasă și de același timp să atrageți investitori. Ce s-a mai schimbat, apropo, de partea de atragere de investitori de atunci și până acum? Din păcate, orice investitor, am avut multe discuții cu mulți investitori, toți vor să avem și gaze naturale da. În localitate. Adică nu poți veni cu o investiție mare fără a oferi toate utilitățile. Și mă bucur că tot am adus aminte de gaze naturale. Suntem printre beneficiarii de finanțare a acestui proiect. Noi nu avem înființat acest sistem, va trebui să-l înființăm în perioada următoare, documentația este în lucru. Deși nu am primit suma necesară ca să acoperim toată localitatea, dar este foarte important să înființăm sistemul de gaze naturale în comună și, bineînțeles, apoi pe extinderi cu distribuitorul, cu siguranță vom putea să parcurgem așa etapizat fiecare stradă. Da. Iată, sunt lucruri de anvergură care, într-adevăr, necesită mult mai mult timp. Nu vorbim de un an, doi, ci, în mod clar, vorbim poate în două mandate. Un primar ar putea să, nu știu, să demonstreze, în cel puțin două mandate, să demonstreze că, nu știu, lucrurile de bază care nu au fost făcute încep ușor, ușor să prindă contur. E bine, domnule primar, de profesie sunteți preot, știm acest lucru. Care sunt nevoile cultelor, să zicem așa, instituțiilor de cult din comuna Corbeni? Să știți că nevoi sunt multe. Sunt preoții, am văzut că lucrează la întreținerea locașului de cult. Noi am sprijinit după posibilități, pentru că nu avem un buget extraordinar, dar și știu acest lucru. La o biserică totdeauna este de lucru, să știți. Dar sunt și lucrări mari. Avem o capelă în satul Berindești, avem biserica din Poenari, avem biserica din Oieștii Pământeni, monument istoric. Părintele încearcă să și se străduiește să facă documentația pentru a putea interveni la reabilitarea acesteia. Deci avem preoți harnici, să știți, foarte ambițioși și, bineînțeles, bisericile nu arată rău în Corbeni și mai ales că și oamenii sunt foarte apropiați și credincioși. Da, e adevărat, avem această caracteristică. Noi, poporul român, ținem aproape de Dumnezeu și acest lucru este important și, în același timp, păstrând aceeași tematică, știm foarte bine că județul Argeș, pe lângă faptul că are această resursă peisagistică foarte frumoasă și culinară, are și acest traseu al turismului monahal. Stăm destul de bine, dacă ar fi să ne gândim, că sunt puse la cale anumite trasee pe această zonă. Corbeni este o zonă extraordinar de frumoasă, nu așa, din punct de vedere al peisajelor și nu numai. Pe partea de activități culturale, la fel, știm, sunt organizate o mulțime de evenimente. V-aș ruga pe dumneavoastră să ne punctați câteva, cele mai importante. Într-adevăr, sunt multe evenimente. Cel mai important este Festivalul Tradiții Argeșene. A ajuns la 11-a ediție anul acesta, care se va desfășura în august, 23-25 august anul acesta. Eu am încercat la începutul mandatului să facem și un alt fel de festival, Motoroc, am făcut două ediții. Au fost 4.000 de oameni în comună la vremea respectivă. Cred că o să reluăm cumva și genul acesta de festival. Activități culturale, bineînțeles, tinerii sunt foarte implicați și mai ales aici școala și pe această care mulțumesc cadrelor didactice pentru implicare. Și că tot am adus aminte de activități culturale, noi acum reabilităm căminul cultural din Oieștii Pământeni. Arăta dezolant și nu poți să faci cultură da. Și activități într-o clădire necorespunzătoare. De asemenea, lucrăm de ceva timp la intabularea clădirii din zona turnul Mareșalului din satul Poenari, acolo unde este primul sat modern din România și avem acolo o sală de cultură, un cămin cultural
Foarte greu a fost să găsim documentele, să le punem cap la cap, pentru că o parte din clădire s-a vândut, o parte s-a concesionat, trebuie să luăm legătura cu proprietarii, fiind același imobil. Da. Foarte mult a durat această punere la cap a toate documentelor, da, și sperăm că în cel mai scurt timp să avem cadastru pe clădirea respectivă și să putem să o restaurăm, pentru că este un simbol al localității. Spuneați dumneavoastră despre tabăra din Corbeni, celebra tabără. Din păcate, ea nu ține de Comuna Corbeni, cred că ține de Ministerul Tineretului sau ceva de genul acesta. Clădirea nu este a primăriei. Nu arată prea bine. Da, s-au făcut demersuri ca să se reabiliteze sau că mă gândesc că trebuie să fie și o legătură de comunicare. Sigur că s-au făcut demersuri, dar numai că la nivel de țară, cred că nu s-a investit în aceste tabere care țin de statul român. Nu există o strategie, să înțelegem? Nu știu despre ce este vorba. Sperăm noi și am înțeles că în cel mai scurt timp lucrurile se vor reașeza și sperăm să, cu sprijinul Consiliului Județean, să rezolvăm și această problemă ca multe altele. Da, pentru că, într-adevăr, taberele sunt importante și au un rol extrem de important pentru educația non-formală, în primul rând, de care copiii tinerii au nevoie în această perioadă, când vedem foarte bine, sunt o mulțime de lucruri care ne au așa pe nepusă masă de multe ori. Bun, mergem mai departe, domnule primar. Cum arată oferta electorală pentru un nou mandat? Iată, candidații din partea Partidului Social Democrat pentru un nou mandat în fruntea Comunei Corbeni, cu ce ieșiți nou? Cum încercați să-i convingeți pe locuitorii din Corbeni să vă dea din nou votul de încredere? Cum vă spuneam și la început de emisiune, nu m-am bazat niciodată pe ultima 100 de metri. Încă de la început am încercat să lucrăm. Să lucrăm nu cu gândul de a merge la un nou mandat, ci să lucrăm că așa trebuie să facem. Așa e o misiune până la urmă. Sigur că da. Am încercat să aducem aproape consilier cu experiență, care totuși știu despre ce e vorba. Este foarte important să ai un consilier care a mai fost și în alte legislaturi. Da. Am încercat să unim consilieri și din alte partide care au înțeles că mai presus de orice politică și de orice ambiție trecătoare este binele comunității. De altfel, știți, toată lumea se pricepe la politică și la fotbal, dar noi trebuie să facem acolo politici publice, să implementăm politici publice care se fac cu tehnicieni, cu specialiști, da, și cu oamenii care știu legislația în vigoare. Să înțeleg că echipa dumneavoastră de consilier a suferit oarecare dinamică în oferta aceasta de nou mandat? Sigur că o dinamică pozitivă, pentru că da, ne-am unit mai mulți și cei care au fost și cei care nu au fost și își doresc binele localității. Am încercat să selectăm. Știți cum e? Niciodată nu poți să împeci. Fiecare, fiind o comunitate mică, toți au acolo și afinități și, eu știu, da, anumite nesimpatii, să sau zic nesimpatii, așa, da, vis-a-vis de o anumită persoană, dar întotdeauna trebuie să urmăm binele localității și dintr-un alt punct să vedem că chiar dacă poate cineva nu are o simpatie pentru, da, un candidat, dar pe ansamblu acel candidat a fost prezent și a susținut cât a putut, da, proiectele comunității. Când totul se tranșează politic, automat că apar și aceste piedici, pentru că trebuie să recunoaștem, domnule primar, există această retorică, de ce să-și asume politic, eu știu, această reușită, când putem să mai tragem de timp. Pe final, mesajul dumneavoastră către locuitorii din Corbeni. Pe mulți le mulțumesc pentru mandatul care a ajuns la un an, la 3 ani și jumătate, mai puțin până la final. Le mulțumesc pentru încredere și cred eu că dacă am început niște proiecte, trebuie să le și continuăm. Nu o să-i dezamăgesc cum nu am făcut nici până acum, sper eu. Și tot ce ține de mine, voi da toată energia ca să lucrăm și să venim cu proiecte benefice pentru Comuna Corbeni. A fost domnul Nicolae Dinică, primarul Comunei Corbeni și candidat PSD pentru nou mandat. Vă mulțumim foarte mult și vă urăm mult succes. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi, însă Argeșul Votează continuă partea a doua de la 7:30. După o scurtă pauză, rămânem împreună. Bună dimineața!